Prima reacție oficială după autorizarea acestui meeting a venit chiar din partea edilului șef Iulian Bădescu. Primarul se alătură campaniei inițiate de Ultra și Petrolului. Este o acțiune normală, sufletește sunt și eu alături de acest suporter. Din nefericire, din punct de vedere juridic, situația este foarte complicată. Actele încheiate de-a lungul anilor de către administrația publică locală, de către fostul consiliu local, de către fostul primar, ne pun în imposibilitatea de a prelua această echipă de fotbal, pentru că acele clauze nu sunt împlinite și nu cred că vor fi împlinite vreodată. Acesta îi asigură pe suporterii Petrolului că va face tot posibilul să găsească soluții pentru redresarea brandului prahovean. Nu în ultimul rând, primarul a transmis și un mesaj pentru actualii finanțatori ai echipei, Dan Capră și fratele acestuia, Nicolae Capră. Sper însă ca actualul patronat al echipei să aibă, spun așa, bunăvoința și în același timp să și gândească la o soluție de rezolvare a acestei probleme. Înțeleg că sunt oameni de afaceri interesați să cumpere acțiunea acestei echipe de fotbal. Sper să realizeze acest lucru. Iar dacă nu, am speranța că se vor gândi actualii patroni să cedeze echipa. Fanii Petrolului nu lasă să treacă o zi fără ca lucrurile din curtea proprie să fie lămurite. Dacă luni 16 februarie suporterii galben-albaștrilor au avut o întâlnire de informare la stadionul Ilie Oană cu administrația clubului, marți 17 februarie, aproximativ 20 de lupi galbeni, reprezentând asociația Diaspora Galben-Albastră și alte ligi importante ale suporterilor, s-au întâlnit cu unii dintre cei mai experimentați fotbaliști ai prahovenilor. Astfel, vocile vestiarului petrolist au fost reprezentate de către Geraldo Alvej, Victor Astafei, Pesania și Teixeira.